se avansează la gradul de colonel în rezervă, locotenent colonel în rezervă Radu Constantin Vasile. Ziua rezervistului militar a fost un prilej deosebit pentru ca doi jandarmi trecuți în rezervă să fie înaintați în grad. După solemnul moment, cadrele militare în rezervă și în retragere au marcat momentul pentru al treilea an consecutiv prin muzică, poezie și voie bună. Au ținut însă să-și spună păsul. Respectul cuvenit nu le mai este acordat de guvernanți. Cu ocazia acestei zile deosebite pentru noi, am scris câteva versuri și vă rog să fiți îngăduitori cu ele. Am intitulat-o Noi vrem respect. În întreaga țară, toți rezerviștii militari, în partea de început a zilei, au desfășurat adunări festive, iar la fel ca și noi, în jurul prânzului, participăm cu toții la un prânz festiv. Cadrele militare au profitat de întâlnire pentru a depăna amintiri, dar și pentru a adresa un mesaj colegilor aflați în activitate. Ca rezervist și ca rezerviști, în numele tuturor colegilor, considerăm că trebuie să ne aducem un aport în demobilizare, în salvarea lucrurilor bune pentru țara asta, pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul dumneavoastră tinerilor care urmați să duceți mai departe steagul patriotic și revoluționar al acestei țări și acestui trecut glorios. Să se pregătească în primul rând pentru a face față problematicii cu care se confruntă și să manifeste solicitudine și profesionalism în relațiile cu cetățenii, cu instituțiile și cu presa. Ziua rezervistului militar a fost instituită prin hotărâre de guvern în mai 2010. De atunci, cadrele militare în rezervă o celebrează în fiecare an, mai ales că s-au împlinit 88 de ani de la înființarea asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere. Acestea cultivă valorile statului de drept, contribuie la dezvoltarea relațiilor armatei active și în rezervă cu societatea civilă și sprijină acțiunile comunităților locale.